Bună seara, dragi prieteni! Noi informații au fost prezentate de fostul ministru al apărării, Anton Șalaru, de data aceasta într-un interviu pentru PS News. Eu am pus pe Twitter, pe Facebook, am să pun linkul către acest montaj de pe Facebook și am să vă pun la finalul acestui material încă o dată două linkuri. Deci, indiferent de pe ce dispozitiv vă uitați, telefon mobil, smart TV, laptop, tabletă, indiferent de pe ce dispozitiv vă uitați, așteptați până la final și la final apar patru boxuri. Unul este cu abonați-vă la canalul de YouTube Mălibot, al doilea este cu linkul către Patreon și alte două boxuri către alte două materiale video. Cele două interviuri date de Anatol Șalaru, fost ministru al apărării Republica Moldova, primul dat pentru În linie dreaptă, acum două sau trei zile, interviu în care Anatol Șalaru a explicat cum se întâlnea George Simion cu reprezentanții FSB atât la Cernăuți în Ucraina, cât și la Chișinău și explica faptul că aceste contacte dubioase între Simion și reprezentanții șefilor și reprezentanții serviciilor secrete rusești sunt motivul pentru care lui Simion i s-a pus interdicție în Republica Moldova. Și ieri seară, după ce Simion a avut o reacție, după ce a făcut acea criză de nervi la sediul partidului, după ce s-a dus la televiziunea rusofilă România TV, care este interzisă în Republica Moldova tocmai din cauza propagandei pentru dictatura lui Putin pe care o face, a răspuns domnul Anatol Șalaru la PS News. Cele două interviuri le veți găsi la final. Eu vreau să vă arăt doar un pasaj scurt. Formator KGB, Petru Răcănel și Renato Usati. Petru Răcănel, informator KGB, o să vedeți ce explică domnul Anatol Șalaru. Fotografie, strângeri de mână cu George Simion. Încep să apară pozele și o să mai apară, dragi prieteni. Domnul Anatol Șalaru explică ceva foarte, foarte interesant. Eu o să vă las plăcerea să vă uitați la interviu și vă recomand să vă uitați, pentru că spune lucruri în plus față de ce a spus la linie dreaptă, foarte interesante, despre modul de acțiune al propagandei dictaturii de la Kremlin, despre războiul hibrid, despre manipulare, despre grupările astea politice extremiste pe care ei le controlează. Și spune ceva foarte interesant. Zice, domne, dar la noi, pe mine mă surprinde că în România știrea asta a venit așa, ca un mare subiect, ca o mare dezvăluire. Pentru că la Chișinău se știe de foarte mulți ani ce hram poartă George Simion. Acesta este și motivul, completez eu, pentru că eu am tot atras atenția de câțiva ani. Din mai 2020, de când mă ocup de acest subiect, am atras atenția cu privire la legăturile AUR cu dictatura lui Putin. Face domnul Anatol Șalaru referire la ce am făcut și eu referire, la Călin Georgescu. Un personaj foarte dubios, profund antioccidental, profund anti-european și anti-american, care organiza vizitele lui Alexander Dugin, ideologul lui Putin, în România. Și pe care partidul cu care în toată campania electorală George Simion a fost braț la braț și pe care partidul AUR l-a propus ca prim-ministru AUR, oameni buni, ca să înțelegem despre ce vorbim. Domnul Anatol Șalaru lămurește inclusiv acest aspect. Materialul video pe care îl vedeți, by the way, este de pe pagina mea de Twitter. Să știți că sunt și pe Twitter, dragi prieteni, că tot mi-a zis lumea, numai vreo 2300 de persoane mă urmăresc. Multă lume mi-a scris, domnul Mălin, dar sunteți, să fiți și pe Twitter. Păi sunt și pe Twitter. Din ianuarie 2017 sunt și pe Twitter și acest montaj este pe Twitter. Chiar o să pun linkul în comentarii către acest montaj de pe pagina de Twitter, să văd dacă e posibil acest lucru. În principiu ar trebui să fie posibil. Urmărind declarațiile în legătură cu George Simion și cu reacțiile lui, am urmărit cu atenție astăzi, dragi prieteni, și declarațiile Dianei Șoșoacă. Pentru că aparent ei sunt certați, în realitate servesc aceleași interese ale dictaturii lui Putin. Și Diana Șoșoacă a făcut ceva foarte grav și vreau să explic acest lucru, pentru că foarte multă lume, sunt foarte mulți oameni, nu știu cum să-i numesc, nu vreau să jignesc, nu e scopul meu să jignesc, dar sunt foarte mulți oameni cu o capacitate de înțelegere a lucrurilor foarte redusă sau care sunt foarte neatenți. Nu se informează, nu fac un minimorum de informare și nu fac un minimorum de exercițiu logic în fața unor situații. Da? Este foarte important. Oamenii, dacă făceau un exercițiu logic în 2020, se gândeau, băi, Maia Sandu este președinte pro-european, pro-occidental, anti-Moscova.
Deci George Simion, dacă ar fi patriot cu adevărat și unionist cu adevărat, n-ar avea interdicție în Republica Moldova. Deci este o problemă. Da? Dacă George Simion ar fi cu adevărat patriot și naționalist, cum zice el, păi l-ar fi votat în Republica Moldova. Ori în Republica Moldova nimeni n-a votat AUR. De ce? Pentru că acolo, exact cum spunea Anatol Șalaru, oamenii sunt mult mai conectați la tot ceea ce înseamnă agresiunea rusească. Pentru că în Republica Moldova niciodată agresiunea rusească n-a luat pauză. În timp ce la noi a fost o perioadă de relativă relaxare. În perioada lui Boris Yeltsin, în primii ani ai președinției lui Vladimir Putin, până când l-a apucat pe ăsta nebunia să refacă Imperiul Sovietic. Și în mod special lucrurile s-au agravat, agresiunea asupra României, din 2014. Dar în Republica Moldova n-a fost așa. Și oamenii de acolo recunosc, sunt antrenați să recunoască, se confruntă cu asta. Zi de zi, agresiv, dur. Și atunci au dat seama din prima ce este cu acest George Simion. Și o să vedeți, am mai explicat Anatol Șalaru ceva foarte interesant. Și anume cum a compromis George Simion mișcarea unionistă. Făcând tot timpul scandal, făcând tot timpul circ. Cam ce face și acum în Parlament. Pentru că este partidul ăsta AUR, deja ne apropiem de finalul mandatului, 3 ani de zile. Da? Și ăștia n-au avut nicio propunere legislativă, n-au făcut nimic altceva în afară de circ și de scandal. N-au produs nimic în Parlamentul ăla și de faptul că le-au fost arestați șefii de cabinet sau ce naiba pe la Senat, au încercat să bage droguri în Parlament și i-au găsit la poartă acolo. Da? În afară de asta n-au produs nimic. Dar George Simion are o discuție cu Diana Șoșoacă, Diana Șoșoacă care a făcut o propunere foarte periculoasă. Și vreau să explic puțin acest aspect. Sunt mulți oameni de bună credință care, mă rog, ei cred că sunt patrioți și zic, domne, uite Diana Șoșoacă ce lucru bun face, da? Nu este nicio diferență între Diana Șoacă și George Simion, sunt fix aceeași mizerie și servesc la fel, egal, intereselor dictaturii lui Putin. Singura diferență este că Diana Șoșoacă e asumată, ea și-a asumat, da? A spus de mai multe ori public că trebuie să ne înțelegem bine cu Rusia, s-a dus la ambasada Rusiei, a bătut din palme, deci așa a asumat faptul că e cu ruși. E pe față, e... Asta este diferența. În rest nu e nicio diferență, oameni buni. Absolut nicio diferență. Servesc aceleași interese, da? Fac aceeași politică izvorâtă de la Kremlin de ură împotriva Ucrainei. Kremlinul care este interesat să provoace în toate societățile, mai ales din Europa de Est, pe de o parte sentimente antioccidentale, ca să poată să le rupă din Uniunea Europeană și eventual de sub umbrela NATO și acum, în mod special în contextul războiului din Ucraina, sentimente anti-ucrainene, da? Ca să nu mai acorde sprijin, să creeze probleme Ucrainei. Vă dați seama că dictatura lui Putin avea, altfel își ducea campania de agresiune și de cotropire dacă țările din jur nu acordau ajutor, dacă nu sprijineau refugiații, dacă nu ofereau diverse forme de ajutor. Unele dintre țări oferă chiar ajutor foarte serios. Ce ajutor oferă România nu se știe, nu vor să spună. Dar judecând după cum e lăsată România pradă intereselor dictaturii lui Putin, tare mă îndoiesc că România nu prea oferă nimic și e doar cu hau-hau și cu gagara la Bruxelles și în rest măsuri concrete zero. Bogdan Aurescu a fost ministru de externe invitat la o emisiune la BBC World Service și a fost întrebat în legătură cu acest ajutor și a refuzat să spună. Și jurnalistul de la BBC l-a presat foarte bine, i-a făcut, da? Căutați emisiunea, trebuie să fie pe YouTube sau pe alte rețele sociale. Și să vă uitați, așa ar trebui să-i trateze, inclusiv televiziunea din România. Dar noi nu avem televiziune, oameni buni. Asta este diferența între posturi deținute de oligarhi, da, și mafioți, care sunt mână în mână cu ăștia și care încasează milioane de euro din bani publici proveniți de la partide, și un post de televiziune adevărat, cu un jurnalist adevărat. Da? Și atrage atenția asupra faptului că nu este normal ca politicienii să nu explice ce măsuri iau, că ține de democrație elementară. La noi democrația este într-un stadiu avansat de putrefacție, oameni buni, de degradare. Și dacă nu ne trezim, dacă nu suntem atenți la aceste semnale, dacă nu ne punem niște întrebări elementare, nu ne mobilizăm la vot, după 2024 va fi și mai rău, oameni buni, și mai rău. Tot ce înseamnă oligarhie, respectiv corupție, da? Abuz în serviciu, mită, parazitarea resurselor statului, folosirea abuzivă a banului public. Toți cei care se ocupă cu așa ceva au interesul să scoată România din NATO și Uniunea Europeană și să ne dea pe tavă dictaturii lui Putin, pentru că ei reprezintă oligarhia. Și Rusia este o oligarhie și ei vor să, în continuare, să-și păstreze acest modus vivendi, acest biotop. Ei știu că după ce se termină
nebunia în Ucraina, că se va termina la un moment dat, nu știm cum, dar se va termina, da? Și apele se liniștesc, apoi se vor relua toate aceste discuții. Și dacă România va fi în Uniunea Europeană, România va fi obligată să ia aceste măsuri și vor veni după ei și le vor lua averile, oameni buni vor păți ca Dan Voiculescu, ca Adrian Năstase și ei nu vor treaba asta. Și fac tot posibilul să provoace absenteism la vot. Fac tot posibilul să deturneze voturile către astfel de capcane electorale, de tip AUR, de tip SOS și așa mai departe, care nebunesc oamenii, mulți oameni care chiar sunt supărați pe corupția din PSD și din PNL. Și își imaginează că AUR e o soluție și deturnează o grămadă de voturi, oameni buni, tot către ei. Da? Exact pe modelul Iliescu Vadim. Și jurnalistul de la BBC foarte bine i-a atras atenția. Ce chestie face Diana Șoșoacă foarte periculoasă, oameni buni, extrem de periculoasă, a propus această lege de denunțare a tratatului cu Ucraina ca să chipurile România să emită pretenții pentru a rupe teritorii din Ucraina. Da? Pe baza faptului că la 1918 avem harta României Mare aici, da? Anumite teritorii în Ucraina făceau parte din România și că pe baza acestei realități fotografii istorice din acel moment, noi ar trebui să revendicăm acele teritorii. Este exact ceea ce Rusia a încercat să impună în toată Europa de Est, nu numai cu România, și cu Ucraina, și cu Polonia, și cu țările baltice, și cu Ungaria, cu Polonia, cu țările baltice, da? În dorința de a izola Ucraina și de a o transforma în pradă sigură. Ce trebuie să înțelegem noi, dragi prieteni, sunt două aspecte foarte importante. Unu, planul lui Putin, da? Bine, cel mai important aspect ține de legislația internațională și de un lucru foarte grav care s-ar întâmpla dacă cineva ar avea nebunia să dea curs demenței pe care o propune Diana Șoșoacă. Dar înainte de asta este o altă chestiune, ce ține de planurile dictaturii de la Moscova. Planul lui Putin nu este numai să invadeze, să cotropească Ucraina. Este să invadeze, să cotropească Republica Moldova. Să invadeze țările baltice care au fost republici sovietice. Să rupă toate țările foste comuniste. Și noi suntem aici să le rupă din blocul occidental, din blocul european, din blocul NATO pentru a putea să refacă Imperiul Sovietic. Asta e demența lui. Și a spus-o cu subiect de și predicat, oameni buni, toate cărțile. Multe le-am citit, multe n-am apucat să le citesc. Stau aici la rând. Toate cărțile despre Putin. Da? Indiferent cine le-a scris, că le-au scris autori ruși, că le-au scris autori francezi, autori britanici, autori americani, italieni, toate cărțile spun același lucru, că Putin vrea să refacă Imperiul Sovietic, oameni buni. Deci, care era capcana lui? Să încerce să izoleze Ucraina, să prostească țările din jur, să se bazeze pe lăcomia și pe sentimentele cretine de revizionism istoric, da? Astfel încât aceste țări să fie împotriva Ucrainei, bucurându-se că, domne, ne recuperăm teritorii, da? Și apoi, după ce a rezolvat Ucraina, să vină și peste noi, cu astfel de partide, cu astfel de grupări, cu astfel de bazaconi, să provoace ro-exit, pol-exit și așa mai departe. Da? Asta este planul lui noi. Trebuie să înțelegem aceste lucruri. Dincolo de Putin, și dacă n-ar fi Putin, și dacă n-ar fi agresiunea lui împotriva Ucrainei, da? Dacă Rusia ar fi o democrație desăvârșită, da? Asta nu este o soluție, oameni buni, revizionismul istoric. Păi pe baza logicii doamnei Șoșoacă, poate și Victor Orban să introducă o lege și să ceară bucățele din Transilvania înapoi. Pentru că cândva, 500 de ani, nu, un anumit teritoriu, mai mare sau mai mic din actualul teritoriu al României, a făcut parte din regatul ungar. Păi nu putem să ne bazăm. Toată agresiunea lui Putin pe asta se bazează, pe revizionism istoric. De ce? Pentru că există un drept internațional, oameni buni, există niște tratate. Există, la fel cum avem noi cu toții legislație și am dat acest exemplu, da? Cineva poate că are o casă făcută de bunicul lui, da? Și acea casă a fost vândută de tatăl lui cu contract de vânzare-cumpărare în regulă unei alte persoane. Păi nu poate să vină fiul după ce tasul a vândut să-l dea afară pe chiriaș să zică nu bă, asta a făcut-o bunicul, hai, vale. Nu? De ce? Pentru că există o altă stare de fapt juridică. Între timp au intervenit alte raporturi juridice. Da? A intervenit un contract de vânzare-cumpărare. Între timp, de la 1918, au intervenit războaie mondiale. Da? Au intervenit tratate. S-a creat Uniunea Sovietică, s-a desființat Uniunea Sovietică. S-au făcut tratate între noi și toate țările vecine.
în baza tratatelor de bună vecinătate, că nu avem conflicte cu vecinii și nu avem pretenții teritoriale, am fost primiți în Uniunea Europeană. Da? În baza faptului că suntem Uniunea Europeană și NATO, suntem protejați militar și suntem în cea mai sigură perioadă a istoriei noastre. Condiția sine qua non, ca noi să fim în această situație, să fim protejați, să facem parte din Uniunea Europeană, este ca noi să respectăm legislația, oameni buni, internațională. Că și între state, mai mult sau mai puțin, funcționează principii care funcționează și între noi, între oameni în societate. Da? O, nu poți să faci revizionism din ăsta istoric, pentru că în momentul în care intri în logica revizionismului, atunci orice este posibil, pentru că oricine poate să ceară orice. Da? De ce să ne oprim la 1918? Victor Orban ar spune nu. De ce? Noi vrem să refacem Imperiul Austro-Ungar. Cu ce argument îi oprește doamna Șoșoacă, dacă doamna Șoșoacă zice acum să ne luăm teritoriile de la Ucraina? Da? Cu ce argument? Cu ce argument îi oprește? Cu ce argument răspunde Rusie? Că la un moment dat Rusia nu e prima oară când, pe vremea lui Stalin, a cotropit Republica Moldova și a anexat teritorii și le-a mutat. Pe vremea Imperiului Țarist a mai cotropit. Da? Turcia, poate să vină turcii până aici, până la bulgari și să zică, domne, stai un pic, că Imperiul Otoman... Deci nu se poate face așa ceva, oameni buni. Ceea ce propune Diana Șoșoacă este o demență, oameni buni. Este o demență, efectiv. Și o aberație. O aberație fără seamă. Și oricine are un minim de decență, un minim de bun simț, nu poate să nu-și pună aceste întrebări, oameni buni. Poate să nu-și pună aceste întrebări. Orice fel de soluție a problemei în care ne aflăm trebuie să plece de la starea de fapt legală și de la situația legală între state, dacă vreți, da, fac o formulare foarte populară, în baza legislației internaționale care guvernează în momentul de față relațiile între state. Da? Rusia, de exemplu, este într-o mare problemă cu teritoriile pe care le cere, pentru că în 1992, la Budapesta, Rusia a semnat aceeași chestie, ce vă spun. A vândut tatu apartamentul, mă, nu mai poți să-l ceri înapoi. Rusia a semnat că nu are niciun fel de pretenții teritoriale de la Ucraina. În schimbul faptului că Ucraina a cedat către Rusia armamentul nuclear. Deci e ca și cum s-a vândut apartamentul, nene. Da, l-a făcut bunicul, a fost al lui bunicul, s-a născut taică-tu acolo, a fost poate al lui străbunicul. Da, da, l-a vândut. Nu mai poți emite pretenții din moment ce taică-tu l-a vândut. Da? Asta se întâmplă, oameni buni. Și de aceea Diana Șoșoacă nu face niciun act de patriotism, niciun face un act de demență. Și este fix... Analiza acelui institut din Statele Unite este foarte corectă, am mai citit mai mult pe această temă. Era fix planul prin care dictatura lui Putin încerca să facă în așa fel încât Ucraina să fie vulnerabilă, cât mai vulnerabilă. Pe principiul divide et impera, da? Desparte, dezbină, da? Societățile, da? Din jurul Ucrainei, pentru ca mai târziu le iei una câte una să poți să le cucerești și să le stăpânești. Divide et impera. Da? Și ceea ce vrea Șoșoacă, oameni buni, este o demență. O demență. Vreau să vă vorbesc puțin, pentru că lucrurile au evoluat pe povestea cu pragul ăla de 250.000 de lei pentru abuz în serviciu, s-au speriat de reacția publică și începe să se lămurească, de fapt, cum stă treaba. Da? S-au dezis. Coaliția s-a dezis de povestea asta. Ciucă spune că ar avea un prag de 9.000 de lei la infracțiunea de abuz în serviciu. Și că s-ar fi întâlnit miercuri seară și au decis să coboare pragul pentru infracțiunea de abuz în serviciu la 9.000 de lei. Ce vreau să vă spun, dragi prieteni, este că nu vă imaginați că la Senat niște senatori au votat aiurea și ăștia nu știau. Nu, știau foarte bine. Deci măgăria asta, chiar dacă ei au reacționat imediat și spun că o anulează și că modifică și că fac, măgăria asta a fost piața, cum s-ar spune, testată de ei, oameni buni. Deci ei trebuie să fie trași la răspundere politic pentru această măgărie, măgărie fără margini. G4 Media spune că Cătălin Predoiu este cel care a propus pragul de 250.000 de lei la abuz în serviciu și că UDMR și PSD au propus chiar un prag de două ori mai mare la ședința coaliției. Decizia de a modifica codul penal pentru a introduce un prag la infracțiunea de abuz în serviciu a fost luată duminică seara la ședința coaliției de la Vila Lac. Iar toate informațiile obținute de G4 Media indică faptul că autorul amendamentului este ministrul Justiției, Cătălin Predoiu. Când eu v-am spus, oameni buni, că ăsta este omul hidrei, când eu v-am spus că ăsta a continuat tot ce a făcut Dragnea
cu Ciordache și cu restul găștii. Uitați-vă că el este. El este, oameni buni. Se dovedește încă o dată că analiza mea și opiniile mele și ceea ce spun eu în legătură cu cele mai grave fenomene din societate și persoane, se dovedește că fac o analiză corectă. Da? Se dovedește că am avut dreptate. Mi-aș fi dorit să nu am dreptate. La ședința coaliției duminică seara de la Vila Lac au participat liderul PSD Ciolacu. Deci Ciolacu știa, da, să nu mai... Secretarul general Marian Neacșu. Marian Neacșu era, a fost condamnat pentru conflict de interese și era cu infractorul Dragnea la DNA. Găsiți filmat, căutați-mă limbătul Marian Neacșu, acum vreo 4 ani. Era la DNA cu Dragnea, cu șosetuță ăla, cu Arsene, care a fugit prin Italia, condamnat și el pentru corupție, în arest în Italia. Da? L-au prins, a predat el și i-a arestat. Nu știu dacă va fi dat înapoi sau nu, ce se întâmplă cu el. Erau acolo, l-apărau pe Dragnea, oameni buni. Când DNA-ul începea să-l ancheteze pe Dragnea pentru dosarul Teldru și pragul ăsta, dacă ar fi existat, Dragnea nu s-ar fi dus la pușcărie, by the way. Cine știe, poate era chiar președintele PSD-ului. Ca să înțelegeți despre ce vorbim, oameni buni, să înțelegeți despre ce vorbim, da? A mai fost acolo Robert Cazanciuc, senator PSD, și liderul PNL Nicolae Ciucă, bineînțeles cu domnul Lucian Bode, ministrul justiției Cătălin Predoiu, și Kelemen Hunor de la UDMR. Ciolacu ar fi ajuns mai târziu la Vila Lac cu Alfred Simons după discutarea subiectului referitor la abuz. Potrivit unor surse liberale, propunerea de a impune un prag chiar mai mare de 100.000 de euro, deci pragul de 250.000 de lei și s-a dorit un prag de 100.000 de euro, pentru că abuzul în serviciu să fie considerat infracțiune, ar fi venit din partea liderului UDMR, Kelemen Hunor, susținut de Marian Neacșu, bineînțeles. Liderul UDMR neagă că ar fi susținut un prag de 100.000 de euro și susține că, de fapt, Cătălin Predoiu. Nimeni n-a propus niciun prag, Predoiu a primit sarcina să vină lung cu o soluție, a declarat pentru G4 Media. Potrivit liderilor UDMR, toți liderii coaliției au spus în timpul discuției că propunerea trebuie să vină la Ministerul Justiției. Cătălin Predoiu n-a răspuns, bineînțeles, să spună de ce a pus pragul de 250.000 de lei, respectiv 50.000 de euro, dar potrivit unor surse din guvern, Ministerul Justiției nu a trimis formal la Parlament o propunere. Potrivit surselor citate, amendamentul a fost totuși elaborat la nivelul Ministerului Justiției, dar nu a fost asumat instituțional. Nu e clar în aceste condiții cum a trimis Predoiu propunerea către Senat, prin ce metodă a transmis amendamentele, mail personal, stick, alte căi de comunicare. Cert este că a fost o comunicare personală, nu instituțională. Ca să vedeți cum lucrează, ca să nu-și asumă răspunderea. Și asta e o dovadă a agendei necinstite a lui Predoiu, că un ministru cinstit trimite pe căi oficiale și cinstite și își asumă măsura și o explică. Da? Se dovedește, dragi prieteni, ceea ce eu am spus pentru cei care ați venit mai de curând pe acest canal de YouTube, pe comunitatea Mă Limbo Jurnalist Independent, pe cei care ați venit mai de curând, vă invit să căutați pe YouTube Cătălin Predoiu plus Mă Limbo, să vedeți două live-uri am făcut din fața Ministerului Justiției acum 3 ani și acum 2 ani, dacă nu mă înșală memoria, în care am explicat faptul că toarășul Predoiu e omul hidrei. Da? Și mulți au zis atunci, exagerezi. Iată că se dovedește că nu exagerez. La fel cum se dovedește că n-am exagerat în legătură cu George Simion, Diana Șoșoacă și restul găștii care face jocurile dictaturii lui Putin în România. Semper fidelis, dragi prieteni, am așteptat până mai târziu să înregistrez acest comentariu pentru că aștept soluția Tribunalului Timiș în dosarul în care avocatul Cuculis, figurant media pe la cartelul Mafia TV, a adus martori mincinoși. Teoretic asta trebuia să pronunțe instanța, practic nu e afișat încă nimic pe site. O să vedem mâine dacă se va afișa, vă voi ține la curent. Semper fidelis, o seară plăcută, dragi prieteni!